Dacă Dacia a învățat până acum să prezinte câte un produs, astăzi s-a ambiționat, ca să nu spun alt cuvânt, și au venit cu două produse. Deci este al nouălea produs, de la 7 ani sări la 9. Și anume Dacia Docker, van și persoane. Mașina arată impecabil, e un produs care, după părerea mea, o să aibă succes. Ea este înlocuitorul MCV-ului, care îl cunoașteți și a avut un mare succes atât pe plan intern și internațional, și al vanului cel de marfă. Pentru asta am să dau cuvântul domnului Ivan pentru a prezenta modelele de față. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Bună seara! Vă mulțumesc și eu că sunteți din nou alături de noi la prezentarea noilor modele Dacia. Așa cum spunea și domnul director, sunt două noi modele care fac ca gama Dacia să ajungă la nouă modele. Astăzi Dacia lansează modelele Docker și Docker Van. Docker este un vehicul de persoane, accesibil, practic și polivalent. El are dimensiuni generoase, lungimea este de 4,36 metri, înălțimea este de 1,75 m și înălțimea de 1,85 m. Asta înseamnă că Dockerul este un adevărat combi care poate găzdui confortabil 5 persoane și bagajele lor. Cum vă spuneam, mașina este polivalentă. Volumul portbagajului în configurația cu două locuri este de 800 de litri, iar cu banchetele rabatate, volumul crește până la 3000 de litri. Costul de conducere este... Adică 3 metri cub. Costul de conducere este ergonomic, comenzile sunt distribuite uniform pe planșa de bord, consola centrală și cotieră, iar ca și echipamente, avem echipamente noi, precum ESP-ul, navigația, scaunele încălzite, senzorii de parcare, limitatorul de viteză. În ceea ce privește versiunile de echipare, Docker propune trei versiuni de echipare, Basic, Ambiance și Laureat, iar ca și motorizări, avem 4 motorizări, 2 benzină și 2 diesel. Motorizările benzină sunt cele de... E surpriză, motor de 1.2. Motorul de 1.2 turbo de 115 cai, disponibil, 1.2. Cred, 1.2 turbo de 115 cai, disponibil din iarnă. Este un motor mic, conform cu noile și performant, conform cu noile tendințe ale producătorilor de a scoate motorizări mici, performante și cu costuri de utilizare reduse și cu poluare mică. Celălalt motor pe benzină este motorul testat de Renault, cel de 1.6 de 85 de cai putere. În ceea ce privește motorizările diesel, ele sunt cele de 1.5 de 75 de cai și de 90 de cai putere. Prețurile la Docker încep de la 9.000 de euro, versiunea Basic motor de 1.6 și țin până la 13.600, versiunea Laureat, cea mai dotată, cu motor de 1.5 de 90 de cai.